nu poți să nu poți să vinzi. Să găsești ceva aici. Bună seara, bine ați venit. Avem o seară foarte frumoasă. După cum vedeți, este o lovitură de palat sau de institut, dacă vreți. Claudiu Comartin este sechestrat, legat bine la Târgoviște. A zis că poate vine, poate nu, nu se știe. Noi îl așteptăm. Avem invitați de seamă. Mi-a spus Cosmin că doar Angela Martinescu. Marinescu, da, am probleme mari cu, da, cu dicția. Doar Angela Marinescu s-ar putea să nu ajungă. Ioana Nicolae, spuneai Cosmin că s-ar putea să ajungă. Da, dacă nu... Da, corect. O să începem cu Nikita Danilov, pentru că este în grabă și o să mai avem la un moment dat și niște interludii muzicale pe care o să vi-l arunț ulterior. Ne vii pe domnul Nikita Danilov. Eu mi-am scos aici când... cred că o să vă invit să luați loc aici, ca să fiți în... Da? Așa. Bun, eu când am vorbit cu Claudiu, i-am spus că nu sunt foarte la curent cu ultimele apariții. Claudiu a zis că nu-i nicio problemă, știu eu tot ce a apărut nou, bazează-te pe mine și m-am bazat pe el, dar mă bazez în continuare. Nikita Danilov, bineînțeles că suntem noi între noi, deși o invitată din seara aceasta, Domnica Drumea, spunea să nu ne mai citim între noi că ne plictisim. Dar eu vi-l prezint totuși, așa, în linii foarte scurte. Este aici un CV literar impresionant. Ce să vă spun decât ca lucru interesant este că domnul Danilov a absolvit Facultatea de Științe Economice și Școala Post-Liceală de Arhitectură. A și lucrat ca economist, dacă nu știați. Dintre cărțile publicate, ce să spun, prima pe lista mea este Fântâni Carteziene, la editura Junime, 1980. Apoi Câmp Negru, Cartea Românească, 1982, tot poeme. Și, bineînțeles, lista continuă foarte mult cu proză și poezie. Inclusiv volumul despre care am apucat să scriu și eu, Centura de Castitate, apărută la Cartea Românească în 2007. Și ce mi s-a părut iarăși interesant este că a apărut și, bineînțeles, în multe alte traduceri, dar a apărut și în antologia Streiflicht, eine Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik. Deci o antologie din 81 de autori români. Am selectat aici un mini răspuns al domnului Danilov. Nu, pe partea asta e altceva. Dintr-un interviu din revista Singur cu Tania Nicolescu, în care era întrebat care crede că este menirea scriitorului. Și domnia sa spune să scrie, să transmită mesajul pe care l-are de transmis semenilor săi. Vedeți ce aici am să mă refer la marile cărți, la cărțile care sunt de vindecat pentru alte generații. Ele au menirea de a schimba în timp lumea aceasta în care trăim. O carte nu este un obiect pur și simplu pe care îl citești și îl uiți. Sunt națiuni care iau naștere, care se dezvoltă având ca reper anumiți autori. Și aici putem da exemple în orice literatură, nu doar în cea română. Ne învârtim în jurul câtova cărți și autori care au avut un rol important în formarea generațiilor. Și continuă, autorii de astăzi sunt foarte optimiști în puterea și forța, până la urmă, a literaturii. O să dau cuvântul domnului Nikita Danilov ca să nu mai lungim. Mulțumesc, bună seara. Nu știu ce să vă spun. S-aude? Nu s-aude. Nu. Nu se aude? Departamentul tehnic. Păi celălalt era și mai slab. S-aude? Nu.
trebuie să-l țineți. Eu am impresia că trebuie să merg mai în față. Nu? S-aude acum? Da. Bună seara. E în regulă, da? Depinde de microfon acum. La Iași cred că sunt și mai interese silențioase. Așa. Bună seara tuturor. Mulțumesc că am fost invitat la acest recital și până această seară. Mie îmi place foarte mult atmosfera de aici. Îmi aduce aminte de cafeneaua pragheză Shakespeare, unde se desfășoară din când în când un festival internațional de literatură la care am participat și eu acum câțiva ani în urmă. Acum venim vorba despre seara aceasta și eu cred că într-adevăr e o lovitură de palat, pentru că Comartin lipsește, n-a mai venit altcineva, iar eu am fost aruncat așa ca într-o groapă cu lei, dar o groapă plină de trandafiri. Mă bucur pentru că sunt, cred că, cele mai puternice voci din literatura feminină de la aceasta, la această oameni. Acum m-ați iubat. Îmi cer scuze că încep eu, e nepoliticos, dar eu vin dintr-un, de pe un drum mai lung și în seara asta am un tren din noapte spre casă. Cred că e suficient cu această introducere să citesc câteva poezii, da, Felix? Poemul lacrimelor. Lacrima pe care tu o strivești cu piciorul și lacrima pe care o arzi cu un fier înroșit, lacrima care ți arde în ochi și lacrima care aleargă pe ape, lacrima în fața căreia stai în genunchi cu creștetul gol și fața în lacrimi. Spui, nu există lacrimi fără ochi și totuși tot nevăzutul plânge. Eu știu, poate microfonul e bun. Eu nu citesc bine. Da. Considerați recitalul meu drept o probă de microfon și pe parcursul acestor recitaluri, cred că lucrurile se vor așeza în matca lor obișnuită. Adică cred că se va auzi. Ce putem face? O să audă foarte puțin.
Dar eu am citit în cafenele și s-a auzit, chiar dacă era o gălăgie, nu avea importanță. Dar, da, da. Da, nu s-aude. Doi zece, probă de microfon. Încercați să țineți microfonul aproape. Da. Da. Încercăm. Numele casei tale. Numele îl port deasupra mea cum o casă acoperișul. Zid înalt acoperit de iedere. De ploi. Pentru mine nu e nicio problemă, dar nu cred că se aude. Așa. Numele casei tale, melancolia. Numele îl port deasupra mea cum o casă acoperișul. Zid înalt acoperit de iedere. De ploi nu mă apără, de frig nu mă ocrotește. Noaptea îmi las mâinile să atârne în gol. Prin pereții de sticlă ai casei și picioarele abumbrite de lună mi le scot ca pe niște cornițe de melc prin lucarnă. Cu urechea lipită de burlanul de din spre partea de răsărit a casei. În singurătatea mea ascult cum pe cerul gol se tânguie vidul. Manechinele despuiate de pe străzi și oamenii cu fața răvășită de somn mă întreabă câți bani ai îngropat la temelia casei tale. La temelia casei mele am îngropat 4 zaruri. Unul l-a răsărit, unul l-a pus, unul la miază zi, altul la miază noapte. Noaptea, prin somn, aud cum le rostogolește vântul. Peisaj nocturn. Mâna uitată în ochii poetului pictează un peisaj de grâu și maci. Crin negri ca niște candele aprinse. Fumegă în mijlocul lanului. Taci, taci suflete, taci. Un înger cu ochelari fumurii își va opri limuzina în grâu. Manechinele vor părăsi orașul și vor veni să se scalde seara în râu. Umerii lor dezgoliți, picioarele lor albastre vor alerga peste paje și întinse și munți. Peștii vor pluti pe străzi, se vor zbate în uși.
O candelă de aur se ridică deasupra orașului. Stau culcat în mijlocul lanului de grâu, cu o carte deschisă pe piept. Fiecare spic e o lumânare aprinsă de vânt. Îmi privesc tăcut mâinile și mă întreb, am fost, mai sunt? Anotimp, această tristețe sacră a norilor, zugrăvită pe fereastră, acest sfârșit de secol împroșcat pe pereți, ca o apă grea se scurge pe străzi seara. Cine ne-a deschis în frunte aceste ferestre? Cine ne-a zidit în piept aceste scunde uși? Prin mine umblu ca printr-un anotimp bolnav. Glasul mamei l-aud prin zidul întunecat. De ce ai venit aici? Pentru ce te-ai întors? Pleacă, ieși cât mai ai timp. Glasul fratelui îl aud stins ca prin apă. Ieși cât mai repede din această lumină și lasă-mă singur să respir în umbra mea. Fețele cui se păstrează aici, în această putredă lumină de seară, o mie de capete retezate așteaptă ce anotimp. Brațele cui vor fi semănate pe câmp, dinții cui vor răsări din iarbă. Prin mine trec ca printr-un ciudat anotimp, cu țeasta lui Ioric în mâini mă întreb, dacă am secerat, unde și ce am secerat, și dacă adun, când și pe cine adun. Peisaj cu lumânări aprinse în vânt. Cum se sprijină norii negri de cer, așa se sprijină sufletul meu de umbra ta, Doamne. La picioarele omului au fost semănate lacrimi de grâu, lacrimi de orz și lacrimi de secară. Picioarele trecătorilor pășesc printre spicele înalte, lumânări de țărână pe care le înfioară asfințitul. Suflete la second hand. În oraș seara curge lent. Ies toate sufletele de la second hand. Sângele meu tânăr călărește pe străzi, calul lui orb tropăie pe trotuare, fecioare albastre alunică prin înserare, cu picioare subțiri ca de iezi. Prin oraș seara curge lent, ies sufletele toate de la second hand. Tramvaiele varse pe linii, paltoane, fuste, pălării, mănuși, se aude un pocnet de uși pe la încheieturi și rotule. Pe străzi seara curge lent, ies sufletele toate de la second hand. Alerg prin mulțime, mâinile mele se izbesc de vitrine, odată cu cuvintele, dinții din gură mi-i scuip. În fiecare deget al meu pasărea nopții, din ramuri de salcie și spice de grâu, și-a făcut un tainic cuib. Pe străzi seara curge lent, ies sufletele toate de la second hand. La orizont mările atârnă ca niște cerceafuri, prinse în uriașe cârlige. De la un capăt în altul al cerului, trec nouri grei pe catalige, pe străzi seara curge lent, ies sufletele toate de la second hand.
În biserici, icoanele stau lipite de pereți. Sfinții se rotesc cu capul în jos, cu hainele însângerate, acoperindu-și umerii goi. Aleargă ultimul Hristos. Nu stați pe gânduri, îndreptați-vă rugăciunele spre noi. Pe străzi seara curge lent, ies sufletele toate de la second hand. Logodnic al tău sunt umbră, al tău și al nimănui. Privesc în urmă trupul, atârnând ca o haină într-un cui. Pe străzi seara curge lent, ies sufletele toate de la second hand. Încă o poezie. Din volumul Imagini de pe strada Canta. Ceață. Vântul stătea drept la capătul străzii, cu ochii întorși și mânele tremurând, ținând un joben. Cineva încerca mereu să-și aprindă o țigară, ferindu-se de vânt. Vântul însă nu se lăsa păcălit cu una, cu două, ci răsucindu-se mereu pe călcâie, făcea zeci de piruete în aer, stingând chibrit după chibrit. Încet, încet mi-am ridicat ochii spre fereastra strălucind în puterea nopții. Mi-ai făcut semn cu degetele tale sub formă de evantai, scuturând scrum de țigară peste stratul de pălării răsărite în stradă. Atunci ne-am trezit din somn cu toții, implorându-te să nu-ți întorci fața de la noi. Am căzut în genunchi și am ridicat din nou ochii spre cer, dar cerul s-a răsturnat cu susul în jos și am văzut căscându-se sub noi, dușumeaua acoperită de mucuri de țigară și smocuri de păr, de om, de cal, dar și de câine. Am căutat să ne păstrăm judecata limpede și cugetul curat. Am tras aer în piept și ne-am lipit mai bine tălpele umede de tavanul pe jumătate surpat. Acoperit acum de dune mici de nisip, pe care le ondula vântul și spre care se îndrepta o caravană întreagă de suflete. Ridicând bastonul în aer, vântul ne-a făcut semn să o luăm la dreapta și apoi la stânga, spre pajiștea verde ce se căsca în mijlocul orașului. Noi mergeam și el ne urma, acoperindu-se de ceață. Mulțumesc! Ei, până la urmă e bine când totul se sfârșește cu bine, mai ales între Doamne. Eu eram convins că poezia lui Nichita Danilov se va face auzită până la urmă, o poezie atât de solidă și de masivă. Înainte să luăm un interludiu muzical, o să invit, în ordine alfabetică, o să invit pe doamna Ruxandra Cesereanu alături de mine. Între timp o să vă rog să fumați intens ca să îi sufocăm pe cei care vociferează în sălile adiacente. Și o să o prezint pe scurt pe Ruxandra Cesereanu, pe care o cunoașteți de altfel foarte bine. Ruxandra Cesereanu, după cum bine știți, a cercetat fenomenul gulagului românesc și... Da, doar poete. Bun.
Bun, sărim peste chestia asta, dar o să citesc un fragment din Familia, dintr-un interviu 2006, în care Alin Mureșan vă întreabă ce vă place și ce vă displace în mediul cultural românesc. Asta pot să citesc. Și spuneți așa, îmi place faptul că mediul cultural românesc s-a transformat într-o agora reală în care există cât de cât dialog. Sigur, e un dialog care uneori riscă să se transforme într-un monolog. Polemicile nu sunt întotdeauna cordiale, adesea sunt acre, amare, ațoase, dezagreabile și disgrațioase. Dar în general cred că se merge spre ideea de agoră, de deschidere culturală. Ce îmi displace la societatea culturală de astăzi? Găștile, interesele de grup, oportunismul, minciuna, lașitatea? Există uneori și o formă de lașitate a intelectualilor, cel mai mult însă asta îmi displace, ideea de gașcă, interesele de grup. În ceea ce privește opera, doamne Cesereanu, bineînțeles lista este infinită, eu o să subliniez doar atât. Apariția în 2007 în colaborare cu Andrei Codrescu, Submarinul iertat, tradus și în Statele Unite. Apoi mai avem Coma, cărțile cele mai recente. Coma, apărută la editura Vina, București 2008, Angelus, editura Humanitas, București 2010 și în colaborare cu Marius Concan și el aici de față, recenta carte de poeme foarte interesantă despre doi copii suferind de sindromul Down, ținutul celălalt. Vă invit la microfon. Pentru înregistrare vor. Aș prefera fără, da. Sunt claustrofobă și trebuie să-mi fac spațiu. O să vă citesc două poeme mai vechi și restul sunt noi. Sunt două poeme vechi, însă relucrate, deci le-am publicat într-o altă formă. Florăreasa. Cred că ești moartea care va veni în formă de bărbat, pentru că moartea nu poate fi decât bărbat, singur, zgribulit și beat. În niciun caz moartea nu este femeie, nici măcar suprafemeie, cu trupul perfect, ascuțit, ondulat. Doar bărbat matur poate fi, bărbat matur cu sexul mat. Florăreasa de mine nu-l așteaptă să-i cadă la pat. Balena sinucigașă îl zărește la mare depărtare, cum stă și bea tequila cu mișcări încetinite. Sunt deja drogată după el, bărbatul mahmur, cu tărie de beznă, cu gust de sticlă pisată. După o noapte de dragoste la distanță, îl simt ca o ghirlandă pe șold, precum metisele din Hawaii. În uterul meu stă bărbatul care e moartea și bea tequila. Îl zăresc de departe, îi fac semn de rămas bun cu năframă. El coboară pe scara rulantă spre mine, apoi îmi arde părul tăiat, părul ars pentru el, pentru moartea mea bărbătească de bărbat. Franjurii. Am încercat să nu vorbesc despre moarte, să nu am în măruntaie, să nu o preschimb într-o materie ultragiată, să nu greșesc față de ea. Viața mea a fost cu franjuri obișnuiți. Am fost uneori fericită, alteori bolnavă. M-a durut pielea. Am iubit, am urât, am iubit. Am luat-o de la capăt. Am și cântat cu vocea mea groasă. Am și plâns puțin. M-am parfumat cu Givenchy. Am mirosit a cadavru proaspăt. Apoi, într-o zi, am zărit o lumină între coapse și printre degete răsfirându-se. M-am dus după lumina aceea, dincolo de ferestrele casei mele, dincolo de oraș, de patrie, de onoare, dincolo de numele meu și de cine sunt eu. Și doar găsindu-mă dincolo, singură și femeie, am înțeles că nu mă mai pot întoarce vreodată cu adevărat. Dragostea, blackout. Oasele tale sunt niște inimi frumos mirositoare care îmi zgâlție spaimele. Sunt femeia de înaltă tensiune a acestor oase de bărbat, din care mi se trage liniștea și febra lungată. Moartea valsează fără vreo suflare de om. Ea este în călduri, nu-și poate satisface pofta și își învelește picioarele bolnave într-o cârpă.
Adorm lângă oasele tale ca într-un film mut în care nu există decât două culori interioare. Războiul meu cu lumea s-a încheiat. Împărăția pământului e proaspăt aici între noi. De aceea, cu mâna pe inimă, niciunul nu va nebuni și niciunul din noi nu va mai muri. Blackout, dragostea 2. Mâna ta atinge mâna mea ca pe o batistă pierdută, de parcă ar fi interzis să mă iubești. Poți doar să-mi atingi această mână adormită, fără ca eu să știu lucrul acesta altfel decât printr-o amintire. Când pleci de lângă mine, pielița de om se deșiră ca un ciorap spintecat de mătase pe care ți-l pui pe chip. E atât aer suav în această legătură cu spații mici dintre noi și e atât aer trist în mâna ta care atinge mâna mea, luându-și rămas bun de la fiecare deget, de parcă l-ar așeza într-un sicriaș. Apoi, la sfârșit, tăcut, pentru că ești în visul meu și nu pot vorbi, mă privești și știi că o faci pentru ultima oară, înainte ca eu să mă trezesc și să aflu că sunt vie. O istorie a emigranților. Ești aici lângă mine și deja amintirea ta supremă o acopăr cu pudră. Ne uităm la televizor ca niște animale de casă, zărim morți și răniți. Suntem niște obiecte de lux cu pielițe brune. It's a perfect day. Doar noi doi știm să facem din sărut o patrie și din dragoste o istorie a emigranților. Seara răsucim o lumânare a cărei arsură ne rămâne lângă inimă până dimineața, fără ca vreunul din noi să mai creadă vreodată în moarte. While your lips are still red. A fost cândva un sărut în subsolul unei clădiri, a fost o mătase și un miros de piele tânără. Și buzele mele atât de roșii încât înroșiseră aerul. Și genele mele atât de umede de la limba mușcată din dragoste. A fost cândva un sărut în subsolul unei clădiri și un chihlimbar roșu. Regina distruge, femeia obține. Panglica. Tu ești panglica mea pentru corp și liniștea mea pe buză. Când m-am ivit, eram într-o cutiuță a Domnului legată și ea cu o panglică. Mama avea cercei de negresă, tatăl tăia panglica și îmi făcea intrarea în poezie. Liniștea mea de acum a fost cândva un zgomot și o furie într-un pachet soldățesc legat cu o sfoară. Corpul și buzele s-au făcut corp și buze, doar după ce panglica s-a netezit și a primit luciu. Undeva știu că trăiesc cei nelegați cu vreo sfoară. În gura au magneți, iar oasele lor sunt de postat. Din cutiuța mea de odinioară stau și privesc lumea în depărtare, apoi cu panglica lucioasă îmi leg părul pentru totdeauna, fiindcă intrarea mea în poezie s-a săvârșit. Cămașa. Cămașa ta de bărbat e călugăria și dragostea mea. E inima care încă nu-i cățărată în pomul cu oale negre. Cămașa e singurătatea mea și a ta, care una pe alta se udă și se usucă. Fericiți cei care iubesc, căci aceia vor fi zahărul pământului lipit de tălpi. Fericiți cei care nebunesc de dragoste fără să o poată mânca din mădularele inimii. Fericiți cei care se iubesc neîmpotrivindu-se, căci pe aceea cămașa îi va coasă pe dinăuntru cu păr de fiar. Fericiți cei care se iubesc și spală dragostea cu leșie, căci aceia nu se vor cruța și vor bine muri. Fericiți cei care se leagă și dezleagă înăuntru dragostei, căci capul lor va fi tăiat pe butuc. Fericiți cei care nu poartă război nevăzut cu dragostea, căci își vor crește inimile în mâini ca pe niște pâini. Fericiți cei care se încâlcesc în dragoste până când diavolul îi însemnează pe piept. Fericiți cei care s-au născut din trup și iubesc fără de trup, căci sufletul va fi trupul lor. Fericiți cei care iubesc făcându-se ei înșiși spor de sac pentru patii. Fericiți cei care iubesc înnoindu-se ca niște rugăciuni pe buzele celorlalți. Iar acum, la sfârșit, rostesc singura evanghelie cu morfină. Cămașa ta de bărbat e călugăria și dragostea mea. Și ultimul poem. La margine. La marginea mea stă un călugăr. Stă la marginea cu tăciuni și cu gura lipită de oase. Cel de acum e un călugăr mort. Cândva a fugit prin grădini, s-a ascuns, a privit zidul, s-a făcut călugăr și așa a rămas zidit. Apoi a murit, iar acum stă la marginea mea, fiindcă nevoia mea e acest călugăr mort. El nu poruncește nimic, dar eu simt că se prinde cu părul lung de margine.
Botul meu îl miroase ca pe o magnolie și învelișul trecător se desprinde și flutură ca un prapur. Multă vreme mi-a trebuit ca să mă adăpostesc în afara lumii și să mă infectez cu iubire, ca să găsesc o poartă a transputrefacției. Liniștea mea e o dragoste străină, iar dragostea e acest călugăr mort de la marginea mea. Mulțumim. Bănuiam că soluția este ca poeții să cucerească spațiul de dincolo, ceea ce s-a și întâmplat. Ca să menținem atmosfera aceasta pătrunsă, aș spune să luăm acum interludiul muzical și o să-l invit pe Garbis de Deian să performeze. Între timp, SGB poate lăsa să sune telefonul ca să avem cadru muzical. Bună seara. Eu sunt Gabi Deian. Și la chitară fratele meu Gabriel Deian și cântăm o piesă așa cum am desigur. Thank you.
Mulțumim mult de tot. Acum o să realizăm o instalație propriu-zis. Dacă în alte părți se taie fumul cu cuțitul, aici îl vom tăia cu boxa. O să mutăm boxa aceea de acolo, da? Ca să-i fericim și pe cei frustrați din partea respectivă.